Iată-o acum cu puiul. Cred că tatălui e un lup. Din cauza asta are puțin din câine și mai mult din lup. Colții săi sunt albi și colț alb trebuie să-i fie numele. Și așa primi puiul de lup numele în lumea oamenilor. A, aici erai? Salut! M-a captivat lectura Colț alb și nu te-am văzut. Știi, nu cred că aș putea să-ți povestesc vreun episod din carte, pentru că toate sunt captivante. O lume a sălbăticiei și a prieteniei dintre om și colț alb, câinele lup. Îți recomand și ție lectura. Puiul de lup iese pentru prima dată în lume, lărgindu-și cercul hoinărelii sale. Ca să iasă din culcuș, trece printr-o cavernă săpată de apă în piatră. Află vechimea ei, calculând dublul numărului 126.458. Te-ai gândit cum vei proceda? Sigur că da, poți face prin adunare repetată sau putem învăța împreună să înmulțim. Mai întâi descompun factorul cu mai multe cifre în sumă de sute de mii, zeci de mii, mii, sute, zeci și unități. Apoi distribui pe 2 factorul comun fiecărui număr din paranteză. Și obțin o sumă de produse. Calculez fiecare produs în parte, apoi suma și gata rezolvarea. 252.916. Acum să efectuăm calculul înscris. Am așezat numărul cu mai multe cifre primul, apoi numărul de o cifră sub unități. Voi începe să înmulțesc numărul de o cifră cu fiecare din cifrele celuilalt factor, începând de la unități. 2 ori 8, 16, 6 și 1 de ținut minte. 2 ori 5, 10 și cu 1, 11, 1 și 1 de ținut minte. 2 ori 4, 8 și cu 1, 9. 2 ori 6, 12, 2 și 1 de ținut minte. 2 ori 2, 4 și cu 1, 5. 2 ori 1, 2. 252.916. Poți verifica prin adunare repetată. Nu-i așa că este simplu? Te aștept în videoclipul următor să exersăm. Alături de tine va fi din nou puiul de lup. În țara Nordului, colț alb, lup cenușiu și lip lip participă la cursa de sănii. Pentru că timpul este foarte important și ei trebuie hămați repede, te așteaptă să așezi fiecare câine la sania lui. Dar, surpriză, te împiedică bulgării uriași. Sub fiecare stă ascunsă o provocare. Rezolvă, iar bulgărele se va topi.
Felicitări! Poate să înceapă cursa! Ah, să-ți mai spun ceva! Știai că lupul este strămoșul tuturor raselor de câini domestici? Este un animal extrem de inteligent. Comunică prin mesaje transmise altor lupi pe care ar putea să le audă până la 16 km distanță. Interesant, nu crezi?